Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt ghidul virtual și astăzi am plăcerea de a anunța începerea unui nou proiect dedicat exclusiv Centrului Istoric al Bucureștiului. Pentru acest proiect am ales câteva monumente reprezentative pentru istoria și arhitectura Bucureștiului, dar care au și o poveste interesantă în spate. Pentru primul episod voi vorbi despre Biserica Stavropoleos, una dintre bisericile cele mai importante din capitală. Biserica Stavropoleos se află aproape de Calea Victoriei, pe strada Stavropoleos, colț cu strada Poștei. Este destul de greu de remarcat, deoarece în zonă se află clădiri mult mai mari, precum Muzeul Național de Istorie al României sau Palatul Cec. Însă, odată ce o remarcăm, vom observa că avem de-a face cu un monument neobișnuit. Biserica Stavropoleos a fost ridicată pe 30 octombrie 1724 de un călugăr grec, Ioannichie Stratonicheas, venit tocmai din regiunea Epir din Grecia. Mai întâi acesta a cumpărat un petec de pământ în 1722 de la jupâneasa Despa. A fost suficient pentru a începe ridicarea mănăstirii. Însă pe parcurs el a mai cumpărat alte loturi de pământ în zonă, pentru a mări suprafața bisericii, dar și pentru a construi un han alături. Tipul acesta de construcție, biserică plus han, era foarte răspândit în acea epocă, deoarece hanul era cel care susținea financiar existența bisericii. Numele de Biserica Stavropoleos a apărut atunci când Ioannichie a fost ridicat la rangul de mitropolit al Stavropolei. Stavropoleos provine de la alăturarea celor două cuvinte grecești stavros, care înseamnă cruce, și polis, care înseamnă oraș. În traducere liberă, practic avem orașul crucii. Cea mai grea perioadă din istoria bisericii a fost practic tot secolul al XIX-lea. Mai întâi au avut loc două cutremure majore în anul 1802 și în anul 1838, care au afectat destul de mult așezământul. Apoi au urmat aproape 70 de ani de degradare progresivă plus nepăsarea autorităților, care au dus biserica aproape de stadiul de ruină. Salvarea bisericii s-a numit Marele Arhitect Ion Mincu, care împreună cu echipa sa, la început de secolul 20, au început un proces amplu de restaurare, plus construirea unei anexe chiar în curtea bisericii. Această anexă găzduiește un muzeu și respectă destul de mult stilul brâncovenesc al bisericii. Din punct de vedere arhitectural, biserica aparține stilului brâncovenesc, specific începutului de secol XVIII. Este construită din piatră, are la exterior un pridvor deschis, format din arcade și coloane brâncovenești, ca și alte biserici are pronaos naos, însă ce are deosebit sunt cele două abside laterale. Biserica este acoperită atât în interior cât și în exterior de picturi murale ce redau scene importante din Biblie, însă ce are deosebit este pictarea unor personaje laice care au contribuit la construcția și consolidarea bisericii. Anexa bisericii aflată în curte găzduiește astăzi un muzeu unde sunt adăpostite obiecte salvate de la bisericile dărâmate de Ceaușescu, dar și cele dinainte, plus obiecte care aparțineau oricum bisericii, precum o icoană cu Isus și o cădelniță ce aparțineau lui Ioanichie, dar și o evanghelie din anul 1735. Pe lângă muzeu există și o bibliotecă unde sunt foarte multe cărți și manuscrise religioase, plus volume ale artei și culturii bizantine, dar și cărți despre istorie generală. Din anul 2008, biserica a devenit mănăstire de maici. Acestea se ocupă de restaurarea de cărți vechi, plus duc mai departe tradiția și cultura bizantină.
Acesta a fost clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să nu uităm să promovăm turismul din România. De asemenea, mă puteți urmări și pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic despre monumente importante din România.